13 noiembrie Lăudați pe Dumnezeu! Voi vesti în Domnului, faptele Lui minunate, după tot ce a făcut Domnul pentru noi. Voi spune marea Lui bunătate față de casa Lui Israel, că ce a făcut după îndurările și bogăția dragostei Lui. Isaia 63, cu 7 Când un simțământ al bunătății pline de iubirea Lui Dumnezeu îmi în mod constant sufletul, acest lucru se va vedea pe chip printr-o expresie de pace și bucurie. Se va da pe față prin cuvânt și faptă și Duhul Sfânt cel bogat al lui Hristos, lucrând asupra inimii, va insufla vieții o influență care să îi preschimbe pe alții. Nu avem noi motive să vorbim despre bunătatea lui Dumnezeu și să spunem ce putere are El? Când prietenii noștri sunt buni cu noi, considerăm că este un privilegiu să le mulțumim pentru bunătatea lor cu cât mai mult ar trebui să apreciem ca motiv de bucurie faptul de a întoarce mulțumiri prietenului care ne-a dat orice dar bun și desăvârșit, atunci să cultivăm recunoștința față de Dumnezeu în fiecare biserică, să ne educăm astfel încât buzele noastre să-L laude pe Dumnezeu în cercul familiei, să facem în așa fel încât darurile și jerfele noastre să arate recunoștința noastră pentru favorurile pe care le primim zilnic, în toate trebuie să arătăm bucuria Domnului. David declară, iubesc pe Domnul că cel aude glasul meu, cererile mele, da, el și-a plecat urechea spre mine, de aceea îl voi chema în toate zilele mele. Psalmul 116 cu 1 și 2 Bunătatea pe care o arată Dumnezeu, prin faptul că ascultă și răspunde la rugăciunile noastre, ne plasează sub datoria serioasă de a ne exprima recunoștința pentru favorurile revărsate asupra noastră. Ar trebui să dăm laudă lui Dumnezeu mult mai mult decât o facem. Binecuvântările primite ca răspuns la rugăciune ar trebui recunoscute de îndată. Noi întristăm pe Duhul lui Hristos prin plângerile, cârtirile și bombonerile noastre. Nu ar trebui să-L dezonorăm pe Dumnezeu povestind înguitor încercările care ni se par cumplite. Toate încercările care sunt primite ca fiind spre învățătura noastră vor aduce bucurie. Întreaga viață religioasă va fi de natură să înalțe, să încurajeze, să înnobileze. Va fi plină de cuvinte și fapte, de un miros plăcut. Lasă ca pacea lui Dumnezeu să domnească în sufletul tău. Atunci vei avea putere să înduri toate suferințele și te vei bucura că ai har să rapsi. Laudă pe Domnul, vorbește despre bunătatea sa, spune despre puterea lui. Îndulcește atmosfera care înconjoară sufletul tău. Laudă-l cu inima, cu sufletul și cu vocea pe cel care reprezintă sănătatea înfățișării tale, Mântuitorul și Dumnezeul tău.